Imagini uluitoare au fost surprinse în traficul din capitală. Un bărbat a sărit pe geamul unui autobuz al STB, întregul moment demn de cascadorii râsului. A fost surprins de un șofer și el uimit de această situație. Mai întâi și-a aruncat punga, a sărit prin geamul mic, apoi și-a văzut liniștit de drum, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Imaginile au fost postate pe internet, iar în scurt timp s-au viralizat. Mai mulți internauți s-au amuzat și au spus că bărbatul voia să scape de controlori pentru că nu avea bilet.